Bine v-am găsit, oameni! Dedic această ediție generațiilor de aur de actori din România. Am alături de mine o actriță care cu siguranță face parte din această galerie, Irina Movilă. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și că ne-ați primit chiar la dumneavoastră în Casa de Lucru la Teatrul Național. Cu bine! Mă bucur că sunteți aici. Spuneți-mi, vă rog, ce pregătiți nou? Vreau să încep cu noutatea. Știu că se pregătește un nou spectacol care va are în distribuție într-un rol principal foarte cunoscut. Da, te refer la Pescărușul lui Cehov în regia foarte talentatului Eugen Șebeleanu, cu care n-am mai lucrat niciodată. Scenografia o să fie asigurată de Velica Panduru. Abia aștept să începem așa în gros cu totul repetițiile, pentru că am avut deocamdată două întâlniri. Ceea ce propune Eugen este foarte viu, foarte foarte competitiv într-un fel în raport cu munca actorului cu sine însuși, ca să zic așa, în sensul în care el descompune foarte mult timpul ăsta al nostru. Încearcă, de fapt, cred, prin acest procedeu să ajungă cât mai aproape de adevărul nostru în raport cu situația dată și cu textul dat. Cred că va fi o provocare și să sperăm că o să fie pe placul celui pentru care trebuie să fie, adică publicul. Și bănuiesc că nu sunteți la prima întâlnire cu Arcadina. Cred că de-a lungul carierei ați avut ocazia să... Eu am jucat în Pescărușul când eram foarte tânără, în regia Cătălinei Buzoianu. Jucam Mașa pe vremea aia. A fost pentru mine o mare întâlnire. A fost un mare spectacol, un spectacol care a creat un drum, a făcut o breșă apropo de multe lucruri care erau până atunci făcute doar într-un anumit fel. Lucrul ăsta se referea și chiar și la felul în care am făcut eu pe vremea aia personajul Mașa. Noi am plecat la ideea, de la ideea că undeva acolo jos Cehov scrie că fata asta are 22 de ani. O fată la 22 de ani are, la fel ca oricare alt om de 22 de ani, felul său propriu vârstei de a se comporta. Și din cauza asta am și considerat că personajul era de obicei tratat ca un clișeu. Sau poate și din cauza că de obicei actrițele care jucau rolul erau mai în vârstă de acea vârstă. Și așa cum la Nina contează că are 19 sau 20 de ani, așa contează și la personajul ăsta și la felul în care cred eu că ar trebui să fie abordat. Adică cred că există multă bravadă în toate replicile alea, în toate cuvintele alea superbe. Multă bravadă, multă dorință de viață, de dragoste, de iubire, de foarte multă pasiune, și așa l-am și făcut. Deci întâlnirea mea cu Arcadina a fost doar marea întâlnire cu doamna Valeria Seciu, care făcea rolul ăsta pe vremea aia. Personajele noastre erau construite acum cumva în conflict. Fost? Păi să fie vreo 30, da. Și v-au rămas în minte câteva din lucrurile pe care le-a adus dânsa pentru Arcadina? Le aveți acum ca referință? Evident, deci eu am fost îndrăgostită de această mare actriță. Îi vedeam spectacolele și de 30-40 de ori, deci nu... În mod evident a fost o creație remarcabilă și care nu poate să-ți dispară din memorie. Numai că noi suntem entități diferite, lucrurile le percepem... Evident, sunt multe asemănări care n-au cum să dispară, pentru că fac parte din geografia acelui rol.
Dar sunt și foarte multe opțiuni personale care aduc un aport propriu fiecărui rol pe care îl facem. Știu că iubiți foarte mult Cehov. Da. Și vreau să vă întreb, cum credeți că mai este actual, de ce ar mai fi actual Cehov astăzi, în condițiile în care sunt spectacole clasice care s-au tot montat și atunci încă o montare, de ce ar fi actuală? Sau cum? În ceea ce mă privește, o să-ți răspund destul de ciudat. Atâta vreme cât, dacă suntem de acord că iubim Mozart, nu văd de ce un spectator, un om care iubește muzica, nu s-ar duce să vadă marile montări cu operele lui Mozart sau să meargă la Ateneu sau la o filarmonică în oricare din marile capitale ale lumii ca să asculte Mozart, atunci nu văd de ce o partitură atât de importantă cum este Cehov ar putea să sufere de prea multă cum să spun, prea multă punere în pagină, prea multă folosire, prea multă uzitare de acest text. Este un text ca o simfonie, ca o partitură mare, ca un concert. Eu pot să spun că aș putea să citesc la nesfârșit piesele lui, pentru că fiecare din ele sunt din punctul meu de vedere, repet, o lecție despre o partitură extraordinar de bine scrisă, o partitură despre sufletul omului, despre mintea lui, despre, cu atât mai mult cu cât fiecare din aceste piese a suferit nenumărate fațete, nenumărate unghiuri din care s-a plecat în citirea și transpunerea lor scenică. Deci cu atât mai mult cu cât ele, cu atât mai mult sunt ele mai bogate, cu cât suportă toate aceste uneori impietăți din partea noastră. Adică impietăți cu ghilimele, evident, pentru că de foarte multe ori unii creatori încearcă să meargă complet contra textului. Și mă rog, asta... De data aceasta cum va fi? E contra textului sau? Nu știu. Nu pot să spun asta. Ceea ce știu este că se va căuta ca acest text, care poate fi la un moment dat poate fi la un moment dat mai greu de suportat publicului tânăr de astăzi, pentru că există această competiție... Din cauza limbajului? Sau? Nu. Această competiție infernală cu timpul scenic și cel cinematografic, adică în momentul în care filmul reușește să accelereze foarte mult din componenta asta temporală a personalității noastre, pentru că noi trăim într-un secol al vitezei. Fiecare dintre noi știe sau simte în fiecare zi cum timpul ăsta se comprimă și cum întotdeauna în momentul când îți iei timp ca să citești o pagină dintr-o carte bună sau să asculți o muzică bună sau așa, ți se pare că el se dilată aproape în proporție aritmetică cu cât de mult se comprimă practic existența noastră. Cu cât alergăm mai tare, cu atâta în momentul când ajungi efectiv să cazi într-o pagină de genul ăsta, o pagină, vorbesc de carte, de muzică bună, de operă, atunci îți dai seama de fapt cât de tare, cât de elastică este această dimensiune. Și atunci în momentul în care noi suntem niște artiști pe scenă, în teatru, știți și vedeți foarte bine că se încearcă melanjul ăsta între stiluri, între partea de tot ce înseamnă acustică, partea tot ce înseamnă vizual, în afară de actorul și decorul sine pe scenă. Deci combinația asta de film cu teatru și tocmai pentru ca să se surmonteze această lipsă de răbdare a publicului, cred, în ziua de astăzi. El nu mai este, cred, educat să se supună unui anumit
timing, din cauza felului că, din cauza faptului că are foarte mult, foarte multe posibilități de alegere a acestui, a acestui timp pe care îl petrece. Și foarte multe device-uri care se distragă exact, atenția. Și, și foarte multe posibilități. Adică în momentul în care pe un device, pe un laptop sau pe sau unde, nu știu, există filme în care lucrurile se comprimă foarte tare și acțiunea este foarte bine ținută în frâu și așa mai departe, pe urmă foarte greu ajungi, poate, să stai liniștit într-un fotoliu de teatru și să asculți replicile scrise acum 100 de ani de domnul, prea iubitul domn Cehov. Și atunci asigur că fiecare încearcă să găsească soluții ca aceste texte importante să ajungă acolo unde trebuie. Sigur că, din punctul meu de vedere, nu trebuie făcută o concesie 100% pentru că, practic, așa cum am început toată această lungă, acest lung răspuns, cred că orice piesă importantă, Shakespeare, Cehov, nu știu, sunt ca o partitură, sunt partituri muzicale, sunt lucruri pe care dacă încep să le dezbraci de ceea ce au ele, poți ajunge să se răscoale împotriva ta. Adică sunt unele texte, sunt, asta este convingerea mea absolută, sunt unele texte care nu te lasă să lupți foarte mult împotriva lor. Și există un punct pe care dacă îl depășești, ai pierdut. Sunt foarte curioasă cum a ajuns Irina Movilă actriță. O luăm așa, Irina de la început. Movilă actriță. Irina Movilă actriță a ajuns... Și-a dorit că... dintotdeauna copilul? Și-a dorit dintotdeauna asta? Mai n-aș putea să spun. Deci că orice fetiță, până la urmă, orice fetiță își face povești în cap, fură pantofii maimei, strică mânușile de piele. Povestiri din biografia personală. Da. Nu, adică, când eram foarte copil, îmi plăcea foarte mult să fac povești, să creez povești, dar nu m-am gândit niciodată că îmi doresc să fiu actriță. Adică jocul meu pe vremea când eram copil mic, poate și din cauza că eram puțin mai sălbatic așa și îmi găseam foarte greu prieteni, îmi plăcea foarte mult să fac tot felul de povești despre personaje, imaginare, așa mai departe. Dar n-am legat niciodată de ideea de teatru. N-am legat lucrul ăsta. Deci era ceva, așa îmi plăcea mie să mă joc. Și mai târziu, tata era un îndrăgostit de teatru. De operă, de teatru. Și ne ducea foarte des la teatru, la operetă, la operă. Sora mea e medic stomatolog, ea nu a fost foarte îndrăgostită de toată povestea asta, în timp ce pe mine m-a prins. Adică mie îmi făcea mare plăcere să fiu în sală și să văd... Dacă e să vă aduceți aminte de prima oară când ați fost într-o sală de teatru, aveți în amintire mirosul sau atmosfera de atunci? Ceva care v-a vrăjit definitiv? E foarte greu să spun asta pentru că eu am mers de la teatru de păpuși până la teatru pentru copii. Deci teatru de păpuși, teatru pentru copii. Pe urmă am fost la operă, la balet, balet pentru copii, adică lucruri care puteau fi văzute de copil. Nu pot să zic că există un moment în care s-a creat acest declic. Asta a fost ceva mai târziu, mult mai târziu, când aveam 15, 16, 17 ani, depinde, adică când vedeam foarte mult teatru și când am început să mă îndrăgostesc de actori. Cine a fost primul actor care v-a cucerit? Păi am spus și mai devreme, doamna Seciu îmi plăcea foarte mult, doamna Gina Patrick mi-a plăcut foarte mult, am prins-o jucând în niște spectacole absolut minunate. Pe urmă, Olga, care era incredibil, așa și rămas până când n-am mai putut să fie cu noi. Da. Rodica Tapalagă, Dan Condurache când era tânăr și era excepțional de frumos și de plin de forță și de George Constantin. I-am văzut pe toți. Repan Sileanu,
Ovidiu Moldovan, ce bun era Ovidiu în Caligula, doamne, ce actori, ce actori. Ați numit actori ai generației, ai unei generații de aur. Și dumneavoastră cred că sunteți parte tot dintr-o generație de aur. Conștientizați asta, vă dați seama, simțiți responsabilitatea asta? Nu cred că suntem o generație cum au fost ei. Gândește-te că era Rebenciu, Mariana Mihuț, Vali, Caramitru, pe urmă puțin mai Albulescu cu Rebenciu, într-adevăr un pic mai repede decât ei și cu George Constantin. Da, cred că se transferă responsabilitatea. Gheorghiu, simțiți acest transfer de responsabilitate? Păi este absolut inerent să simți că este o responsabilitate dacă ești responsabil. Uh-huh. Adică dacă te simți responsabil. Dacă nu, poate să pară că nu, că n-ai nicio obligație, deși o obligație există, mai ales în raport cu ăștia de la acești mari actori, de la care eu cred că am învățat foarte mulți. Noi le datorăm enorm ceea ce suntem acum. Sau, eu cel puțin așa cred. Cum ați ajuns la institut? Deci copilul a fost educat, dus la institut? Teatru? Păi am fost... Am făcut un liceu de matematică fizică, Caragiale, și acolo aveam dirigintă, o profesoară de engleză, care nu era un om oarecare, era fiica lui Leon Levitsky, era o persoană foarte erudită. Uh-huh. Și nu se spune foarte erudită, eu era o persoană erudită, deci să vorbim corect, așa. Care făcea o mulțime de spectacole de teatru, și nu numai de teatru, de dans, tot felul de întâmplări. Și acolo am început să mă nărăvesc cu scena. Aveam o scenă frumușică pentru niște adolescenți la Caragiale, chiar o sală de spectacole frumoasă, așa. După aceea mă mai duceam pe la Școala Populară de Artă, că pe vremea aia așa se numea, era ca un fel de club. M-am îndrăgostit. Băiatul de care m-am îndrăgostit nu era foarte ahtiat după ideea că aș putea să devin actriță. Și deci în primul an am dat la drept, unde am picat cu brio la vreo 200 timp mai puțin am avut, că așa acolo era destul de mare concurența. De ce concurența. Drept? Vroia mama sau vroia cineva? Nu. Sau... Tata era avocat, dar nu în sensul ăsta, în sensul că mi se părea cea mai aproape față de ce m-aș fi gândit eu că pot să fac. Adică nu mi-am dorit să fac ceva legat de partea asta tehnică. Deci, oricum, ceva care să mă apropie cumva de oameni și de nevoia asta de a face dreptate? Poate că da. Deși e o formulă și asta, că nu totdeauna avocatul este cel care poate să facă dreptate. Nu știu dacă aș fi fost bună sau nu pentru asta, habar n-am. După aceea, deci am căzut a treia, a patra sublinie, nu mai știu. După care m-am angajat, la 18 ani, m-am angajat ce știam să fac, adică desen tehnic ce știam eu să fac, la o instituție și de atunci tot m-am chinuit vreo 3 ani până când am intrat, pentru că... Adică ați dat de 3 ani la teatru? De 3 ori am dat la teatru, da. De 3 ori. Pe vremea aia, cred că știți, nu trebuie să vă mai spun eu, dar erau 3 locuri la zi la fete și 3 locuri la seral. Și deci 6 în total, loc? Nu 22 câte sunt acum. Și câți erau pe loc? Și noi am fost la început 624 de fete. Deci... Iar acum, spre exemplu, Eugen Jebeleanu mi-a spus că au fost la audiție vreo 700 de fete care au trimis filmulețe din care s-a selectat și pe urmă că vreo 200 au fost aici în 3 zile să le vadă. Deci este Pentru Nina. Pentru Nina. Da. Într-un fel e bine, dar într-un fel e rău pentru că nu sunt... Da. Deci asta vreau să spun, că pe vremea aia era destul de greu de intrat la teatru. Am avut colegi foarte buni care au dat de 6, de 7 ori și
Mi-aduc aminte că atunci când, pentru că și eu am avut o istorie, fiecare are o istorie a lui, adică prima dată când am dat, era Dumnezeu să ierte, domnul Cotescu era, fusese președintele comisiei și am picat prima sublinie cu 902. În al doilea an m-a picat bibanul la eliminatorii, pentru că îi spuneam Rilke și nu i-a plăcut. A zis, dragă, nu îmi plăcea deloc, dragă, cum... Deci nu, era ceva ce nu ți se potrivea sub nicio formă. Și am zis, da, domn profesor, dacă nu mi se potrivea Rilke, asta nu înseamnă că... În fine, nu mai contează, că după aceea tot am avut discuții în facultate despre asta. Dar cert este că m-a picat în al doilea an, am căzut... Deci prima... Am căzut la eliminatorii, adică e ca și cum mă pregătisem să alerg vreo 10 km și am făcut doi pași și am căzut în nas. Și în al treilea an, deci când am dat a treia oară, mi-am spus că acesta va fi ultimul an când dau, pentru că aveam exemplul celor care dăduseră deja de 6, 7, 8, 10 ori, deci toată tinerețea, toată seva lor, toată forța lor de a deveni cineva se ducea pe aceste examene date aiurea complet. Și am zis, dacă anul ăsta nu intru, mă duc în altă parte și fac orice altceva. Și s-a întâmplat că anul ăla am intrat. Și între timp, cei trei ani în care v-ați pregătit, ce făceați după ce... Păi eu, cum ți-am spus, am dat la SERAL. Deci eu în timpul ăsta am dorit să muncesc ca să îmi câștig banii, să pot să îmi plătesc, mă rog, pregătirea și așa mai departe. Cu cine vă pregăteați? Păi în primul an, când am dat examen și am picat prima sublinie, m-am pregătit cu Beate Ferdanov. În al doilea an cu Nicolae Iliescu și în al treilea cu Mihaela Juvara și Geta Angheluță și, mă rog, câteva luni am făcut și cu doamna Seciu, care îi mulțumesc că și-a pierdut cu mine timpul ăla. Între timp făceam figurații aici la Național, în mai multe spectacole. Am jucat la Teatru Mic în Coriolan, unde aveam un rol foarte frumos, mic, cu foarte puține vorbe, dar foarte frumos. Era rolul Virgilei, nevasta lui Coriolan. Jucam cu doamna Poldi Bălănuță și cu Condurache și cu Visu. Era un spectacol foarte frumos. Deci asta am făcut. S-a umplut timpul. Cum a fost, care a fost bucuria când a treia oară ați văzut că gata, ați intrat? Prima. Ce ați simțit? Prima, da. Da. După atâta îndurare, cum a fost? Păi n-a fost chiar multă ca alții față de ceilalți. Păi, așa e, e o combinație de râs cu plâns care nu se poate, e aproape de isterie cumva. Aceeași senzație am avut-o și când am luat premiul ăla de la Geneva, când da, mi-au dat pentru cea mai bună actriță la Geneva. Exact aceeași senzație, foarte ciudată, adică se întâmplă ceva cu nervii noștri întinși la maxim, că într-adevăr granița dintre râs și plâns este extrem de subțire și m-am întrebat deseori dacă cineva m-ar pune să joc chestia asta. Cât de tare mi-ar reuși, adică cât de, pentru că este distanța. Eu am văzut un spectacol care m-a convins că puteți face transformări absolut uriașe în timp foarte repede, Lut, așa că nu am nicio îndoială că ar ieși ce trebuie. Da. Spuneți, cine au fost colegii dumneavoastră de generație? La Mircea Albulescu ați urmat, păi, nu? Colegii mei au fost așa, a fost Dana Dembinski-Medeleanu, a fost Florinel Piersic, Manuela Hărăbor, Ozana Oancea, și cam atât. Ați mai păstrat legătura cu colegii de generație? A fost Patrick Petre Marin, care nu mai este printre noi, și Ionuța Antonie, că la băieți, băieții totdeauna au fost privilegiați, ei erau 5, noi numai 4. Ați mai păstrat legătura cu colegii de generație? Da, mai unii care nu sunt în București ne-am văzut mai puțin, ceilalți, deci cu Dana am fost la
teatru, la teatru mic în același instituție, deci până când am plecat eu de acolo, până acum 20 de ani, până în anul 2000. Deci am fost colegă cu ea de teatru și am mai și ținem legătura, mai vorbim din când în când. Manuela la fel, cu ceilalți m-am văzut mai puțin, dar asta e cum ne-a dus viața. Așadar, la Teatrul Național de 20 de ani s-au împlinit? Da. Mulți înainte. Cum ați ajuns în trupa de la Național? Acum nu sunt 22 de atunci. Am venit anul 2000, am venit, când punea Felix Alexa, vroia să pună Noaptea Furtunoasă și a vorbit cu domnul Dinu Săraru că vrea să pună în spectacolul ăsta și că vrea să mă ia pe mine în Veta. Și atunci domnul Săraru a spus, păi dacă vrei să o iei, atunci o și angajez, că nu vreau să plătesc colaboratori. Întreabă dacă vrea să vină la noi. Și eu am plecat de la Teatru Mic în condițiile în care jucam în 7 spectacole. Și n-aș fi plecat poate de acolo dacă, n-am să-i menționez numele, dacă m-aș fi înțeles bine cu directorul de atunci al teatrului. Față de care am tot respectul, dar nu cred că a făcut ce trebuie pentru instituția de cultură cât a fost dânsul director. În fine. Eu zic că e un eveniment fericit, pentru că dacă vă înțelegeați, uite, n-ajungeați aici și, nu știu, poate că... Da, numai că să știi, ca actriță, să joci în 7 spectacole, să ai locul tău... cumva, cabina, adică a fost greu să cabina ta, oamenii cu care te înțelegi, cabiniera aceea, doamna Mariana sau Flori, care erau două super, nu știu, niște oameni atât de buni și atât de nu știu, îți făcea plăcere să te duci, să deschizi ușa, să intri, să stai, să... Nu, eu nu spun că și aici doamnele noastre sunt extraordinare și le mulțumesc. Și dar a fost greu, într-adevăr, după ce ați construit acolo. O salut pe calea asta, pe Adi, da, pe care o iubesc enorm, și pe Nicoleta și fetele mele, Dana și toate, care sunt extraordinare, că fără ele n-am putea să fim ce suntem. Și dar a fost greu, da, pentru că eram acolo de vreo 16, tot așa, vreo 16 ani, erau buni, adică noi am debutat când aveam 19 ani cu Coriolan. Gândește-te că nu mi-a fost foarte ușor să plec. Adică eram obișnuită cu oamenii, cu... Da. Dar m-am bucurat că venind aici am făcut un rol bun, zic eu. Sunt nebunită să joc comedie. Dar nu prea... Nu. Care au fost cele mai dragi spectacole din cele făcute la Național? Ăsta. Ăsta, Neînțelegerea, Livada de vișini și prima și a doua variantă. Adică și cea recentă? Și cea recentă, adică în ce sens? Prima variantă, acolo jucam Varia. Era un spectacol făcut de Felix Alexa și aici, în regia domnului Doiașvili, de care mi-e atât de dor, jucam Liubova Andreevna. Cum a fost întâlnirea cu acest regizor în condițiile în care nu lucrează în limba română, are nevoie de translator, probabil nu? E greu pentru un actor să lucreze cu un astfel de regizor? Nu. Adică nu e ușor, dar nu e greu în sensul ăsta. Adică nu... oricum, David știa foarte bine să se facă înțeles fără ca să trebuiască să ni se traducă lucruri. Sigur că la anumite nuanțe ai nevoie de traducător, pentru că trebuie să înțelege exact ce ți se spune, adică la ce se referă. Dar el în mod special știa foarte bine să... nu să arate, să fie el, adică să înțelegi din felul cum era el ce vrea de la tine, făcând. Considerați că e foarte important pentru un actor și mai ales pentru o actriță să întâlnească regizori care să o ajute și să fie întâlniri importante? De cele mai multe ori, regizorul care te ajută e cel care te biciuiește. E foarte important în cariera unui actor, mai ales a unui actor tânăr, să întâlnească o diversitate de regizori și să înțeleagă că
Cel care te mângâie pe creștet nu este neapărat cel care îți va face în ultima instanță cel mai bine în legătură cu munca sau cu evoluția ta. Îmi aduc aminte că atunci când pentru mine adică realizarea în așa fel încât să te simți împlinit a rolurilor care ți se dau, această dorință de a te de a răspunde așa cum îți imaginezi, cum visezi la invitațiile rolurilor pe care le primești, nu te părăsește niciodată. Adică și când eram tânără și acum presiunea cumva asupra mea pe care mi-o pun eu și poate că nu fac întotdeauna bine că fac asta, a existat și va exista. Când eram foarte tânără, am lucrat cu Cătălina Buzoianu, cum ți-am spus, un rol important în Pescărușul, și cu domnul Vlad Mugur, un uriaș regizor, am lucrat la Căderea Troiei. Aproape imediat unul după altul au fost rolurile. Și pot să spun că Cătălina era tot timpul plină de voluptate și spunea: ce-mi place, cumva, fii nebună, fii aia, fii liberă, lasă că-ți spun eu când o să renunți la aia și la aia și la aia și la aia. În timp ce Vlad Mugur a făcut complet diferit. Mi-a cerut anumite lucruri și când nu le făceam era foarte dur, el fiind un om elegant, dar adică, nu în sensul că urla sau că, dar era foarte dur în ceea ce îți cerea și ceea ce urmărea să obțină de la tine, știi? Din punctul meu de vedere, ambele modalități de a lucra au fost benefice, dar cred că am învățat foarte mult de la Vlad Mugur atunci, tocmai datorită acestui lucru, acestui tip de muncă care s-a desfășurat atunci. A fost și regizor atunci cu care... Atunci am și învățat, se aud de la mine, cred că se repetă, așa că să nu vă supere, dragii noștri. Atunci am învățat ce înseamnă, de fapt, să lupți pentru ceva. Adică, știi, oamenii cei care fac profesia asta știu foarte bine câtă presiune își pune actorul pe sine însuși, câtă presiune este asupra lui. Pe de altă parte, știu cei care fac lucrurile astea, știu că atâta vreme cât nu reușești să controleze aceste lucruri, ele ajung să fie contra ta și să îți creeze multe, multe neajunsuri. Că de multe ori plăcerea se mariază cu chinul într-un mod pe care poate spectatorul nu și-l poate imagina. Că meseria noastră pare foarte frumoasă de afară și nu este întotdeauna cea mai frumoasă când Dar intri... Dar este? Acum, dacă ar fi repede să răspundeți la întrebarea, este această meserie foarte frumoasă? Ce ați spune? Fără să vă gândiți mult. Da, este. Și de ce este? Pentru că ești liber să cauți în om, în tine. V-am auzit declarând într-un interviu, citând, nu știu pe cine, poate îmi spuneți dumneavoastră acum, un citat care știu că v-a marcat toată formarea artistică. O să mă uit pentru că nu-l țin minte pe din afară. Actorul ar trebui să fie o ființă excepțională pentru că trebuie să învingă dorința publicului de a-și devora idolii. Corect. De ce v-a marcat, cu ce v-a ajutat acest citat și cui aparține? O să-ți... Cred că aparține lui Camus, cred. Cred, am să verific, îmi cer scuze, cred că se spune Camus. Eu nu știu franceză și într-un fel este și
cum să spun, tristețea mea, am jucat în filme franțuzești învățând fonetic, după căști, textul. Deci, și cred că citatul se referă la faptul că proiecțiile noastre, noi devenim adeseori cei care îndrăznim să ne urcăm acolo la 2 metri deasupra celorlalți. Devenim cumva, cum să spun, amalgamul proiecțiilor fiecăruia dintre cei care sunt în sală în raport cu viața, cu iubirea, cu cu prietenia, cu fair play-ul, cu, deci cu toate sentimentele umane care sunt importante. Și mi-am dat seama deseori că de foarte multe ori cel din sală admiră, iubește, dar și cumva invidiază nejustificat și poate neconștientizat pe cel sau pe cea pe care o vede în față. Nu cred că s-ar putea să pară sau să supăr pe cei care ne ascultă, dar cred că m-am surprins chiar și pe mine, uitându-mă la felul cum ține mâna o anumită actriță, cum îi arată pantoful în judecăm, picior. Judecăm. Cum, nu știu cum să zic, cum îi se scurge sudoarea pe gât. Sau... Deci sunt lucruri care și sunt lucruri care nu totdeauna plac. Și eu spun despre mine că sunt un public bun. Dar nu sunt un public atât de bun cum este publicul meu bun, care vine pentru mine să mă vadă și care în mod cert observă și el lucrurile astea la mine. Dar odată ce l-ați cucerit, nu le mai observă pentru că fac parte din totul care i-a cucerit, nu? Poate despre asta e vorba. Da. Eu când m-am spus, când am spus, m-am referit la citatul ăla, este pentru că el se referă strict la capacitatea unui actor de a-și ține busola în funcție de tot adevărul și neadevărul acestei profesii. De tot ceea ce presupune vanitatea propriului tău ego, tot ceea ce presupune orgoliul fără de care nu poți să faci profesia asta, adică este evident că nu se poate fără a fi un om orgolios. Trebuie în același timp să fii foarte puternic ca să reziști în momentul în care nu ți-a ieșit un rol, în momentul în care oamenii se uită la tine și nu vor să recunoască că ți-a ieșit un rol, în momentul în care trebuie să reziști atunci când te aștepți să câștigi mai mult cu munca pe care ai făcut-o în legătură cu o partitură și de fapt nu se întâmplă asta. Adică sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să știi să le gestionezi. Credeți că această sensibilitate pe care o aveți și care vă face să simțiți toate lucrurile astea v-a fost de folos sau nu în meserie? Da și nu. Dar fără de ea nu se poate. Și v-am mai auzit? Adică nu cred că se poate pentru mine ca actriță. Știu că acum fiecare dintre noi suntem diferiți și fiecare își poate trage seva dintr-un loc al lui. Unii din inteligență, alții din un anumit tip de detașare. Depinde. Spuneați mai devreme că ați făcut și film într-o limbă pe care nu o stăpâniți atât de bine. Da. Dar și în limba română au fost poate prea puține filme față de început. Cred că după aceea ați rupt legătura cu filmul și n-ați mai făcut. De ce? Nu știu. Ar trebui să întrebăm pe regizorii noștri, tineri și mai puțin tineri. Dar, uite, vezi... V-a plăcut și simțiți lipsa filmului și filmărilor sau... Nu neapărat.
Da, sigur că simt lipsa faptului că nu filmez, dar... Telenovelele și serialele românești v-au curtat vreodată? Nu. Nu. Dar dacă v-ar fi curtat, ați fi acceptat? Păi, sau nu depinde, știți? Depinde care ar fi fost propunerea, dar atâta vreme cât n-a venit, nu pot să judec ceva ce, ce nu... Da, poate că nu e timpul pierdut. Oricum, știi, cu cât îmbătrânești, încep să, cum să spun, să ai un atu. Știi că fete tinere, frumoase și talentate sunt foarte multe. Babe, mai puține. La un moment dat o să fie nevoie și de unele ca mine mai în vârstă, așa că nu cred că e timpul pierdut. Aveți o fetiță, Ana, foarte talentată și ea, și pe muzică și pe dans. Aveți de gând să o lăsați să facă teatru? Sunt discuții în casă despre asta sau nu? Nu, ea nu vrea să facă teatru, ea vrea să facă ceva cumplit de greu. Câți ani are acum? 14. Să vă trăiască. Ea vrea să facă balet. Aia este o muncă incomensurabil mai grea decât a noastră de actor. Adică eu cred că efortul pe care îl face copilul meu la vârsta asta, de la 9 ani încoace, este îngrozitor. Dar o vedeți că îi place. Da, îi place, dar este foarte, adică e o muncă foarte grea, foarte chinuitoare. Și fizică foarte dură, o muncă fizică dură. Este o muncă care ține extrem, extrem de inteligență, de coordonare. Deci, numai când mă duc la orele lor deschise și când văd care sunt comenzile lor și ce anume trebuie să proceseze în 3 sau 4 secunde cât fac o anumită mișcare, este ceva ce oamenii nici măcar nu cred că au habar. Vreau să spun că sigur că există, ca în orice profesie, har de la Dumnezeu cât carul pentru, dar dacă acolo unde este nevoie de muncă, munca lor este absolut înfiorător de grea. Și nu se poate face de către un om lipsit de inteligență și de un anumit tip de inteligență. Timpul nostru s-a scurs, nu vine să cred cât de repede. Trebuie să-mi promiteți că o să mai avem măcar o discuție, poate după premieră. Cu plăcere. Spuneți-mi în încheiere, dacă ați da o definiție a omului, cum ar fi aceasta? A omului? Da. Este om cu adevărat cel care... Care poate să fie sensibil la nevoile și durerile celor din jur, în mod sincer. Vă mulțumesc!